Primăria municipiului Megidia participă în perioada 9-15 octombrie la Săptămâna Europeană a Democrației Locale. Evenimentul paneuropean este organizat de Consiliul Europei cu tema Participarea, consultarea și angajamentul cetățenilor pentru o democrație locală prosperă. Municipiul Megidia participă la acest eveniment la categoria oraș de 12 stele, organizând o serie de activități coordonate de Biblioteca Municipală Megidia, filiala Nord, subtitulatura Megidia, exemplu de multiculturalitate și democrație locală. Scopul Săptămânii Europene pentru Democrație Locală este de a promova și încuraja participarea democratică la nivel de bază în Europa și, în special, sensibilizarea cetățenilor, cu accent pe tineri, cu privire la modul în care autoritățile locale iau deciziile la nivel local. Principalele activități pe care le vom desfășura în cadrul acestui eveniment sunt Biblioteca Vie, bibliovoluntarii susțin campania Consiliului Europei No Hate și combat discursul instigator la ură No Hate Speech, Cafeneaua Publică, Consiliul Tinerilor Megidieni, prin care ne dorim să evaluăm raportul de participare a publicului la decizii și o campanie de promovare a acestui eveniment, care se va desfășura în școlile și liceele din municipiul Megidia. Seria evenimentelor organizate cu această ocazie a debutat astăzi la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, unde a fost organizată o cafenea publică, iar principalele teme de discuție ale tinerilor au fost educația non-formală, Brexit, tarifele de roaming în Europa și voluntariatul în comunitate. Evenimentul de astăzi este la a doua ediție și se înscrie în Săptămâna Europeană a Democrației Locale, care se derulează în fiecare an în această săptămână. Este o activitate în care discutăm despre diferite subiecte, încercând să implicăm cât mai mulți locuitori din comunitate în diferite activități. Cine sunt partenerii în cadrul acestui proiect? Partenerii sunt organizația non-guvernamentală Bibliovoluntarii, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu și Casa de Cultură Ina Roman. Cafeneaua publică a fost organizată în sala de festivități a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia, începând cu ora 14 într-un cadru informal, la care au participat tineri megidieni interesați de abordarea unor aspecte care ne privesc pe noi toți. Sunt moderator de discuție, vom discuta pe tema educație non-formală cu elevii de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu. Este o idee foarte interesantă, la prima ediție am fost și am ascultat ce aveau zis colegii mei și acum sunt moderator de discuție. Astăzi, la masa mea, unde voi fi mediator, se va vorbi despre Brexit. Referitor la Brexit, vor afla despre cum va influența ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care vor fi consecințele și probabil mulți dintre colegii mei sunt interesați de învățământul din afară, pentru că vor să urmeze universități în străinătate. Cafeneaua publică devine un instrument prin care o experiență punctuală și individuală poate deveni parte a ceea ce se numește inteligență colectivă. E o idee foarte bună, e o idee originală și mai mult decât atât, e în afara curiculei școlare, aspect care pe mine unul mă face să-mi dau seama cât de bine primită e ideea aceasta de extracurricular în Megidia și în rândul elevilor din cadrul acestui liceu. E un lucru foarte frumos și chiar de lăudat faptul că elevii se întâlnesc și discută în afara orelor de program, fac și altceva în afară de curicula obișnuită, de care am înțeles că se îngrijesc și învață foarte bine și au rezultate bune. E un lucru, vedeți, care ar trebui scos în față și dat ca exemplu de fiecare dată, pentru că sunt teme, am văzut, de foarte mare interes, cum e Brexitul, cum este implicarea Uniunii Europeană și voluntariatul și alte subiecte care ar trebui să fie din ce în ce mai des întâlnite în rândul tinerilor. Și eu am făcut voluntariat și pe mine mă pasionează subiecte de ce țin de comunitatea europeană și m-au interesat de-a lungul tinereții mele și cred că dacă reușim să atragem cât mai mulți tineri în sfera aceasta, a implicării civice, a voluntariatului, o să reușim noi ca și comunitate să ne închegăm foarte bine. Săptămâna Europeană a Democrației Locale se desfășoară în jurul datei de 15 octombrie, ca tribut adus Cartei Europene a Autoguvernării Locale, care a fost deschisă semnării la această dată în anul 1985. Congresul Autorităților Locale și Regionale ale Consiliului Europei răspunde la coordonarea Săptămânii Europene a Democrației Locale.